Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit. Mă aflu pe malul Dunării, în speranța că o să putem face împreună o partidă la plătica. Zona care am ales-o este o apă cu o adâncime de aproximativ 5-6 metri, un substrat tare cu piatră și cu scoică. Zonă în care de multe ori putem întâlni atât plătica mai mică cât și plătica mai mare. Vom face un pescuit la o distanță de aproximativ 20-30 de metri, iar canadă pentru astăzi am ales Feeder X Krill, o nadă foarte bună pentru plătică chiar și pe ape sălbatice. Dar de multe ori am prins și caras și alte specii. Pentru asta, înainte de toate, când am ajuns pe malul apei, trebuie să umezim nada foarte bine. Să ne asigurăm că a tras destul la apă. După aceea o să montăm echipamentul și o să ne mai auzim pe parcursul acestei partide. Este foarte important ca nada să fie bine umezită, pentru că este o apă cu o adâncime destul de mare și vrem ca toate particulele în coloană de apă să se ducă jos. Este indicat să faceți 2-3 umeziri, îi dați prima oară apă până simțiți că este destul de udă, o lăsați puțin să tragă și după aia îi mai dați treptat apă. Nu trebuie să fie nici foarte, foarte udă ca o fleașcă, dar e foarte bine în momentul în care terminați umezirea, nada se simte la mână că este grea și umedă. O să umectez în continuare nada, după aceea o să montăm echipamentul și ne auzim. După ce am montat echipamentul, o să încep să fac o nădire ușoară prin lansarea unor coșulețe de această mărime. Sunt niște coșulețe cage de la Nisa cu un plumbaj de 44 de grame și o să fac lanseuri la maxim un minut pentru început, 10-15 lanseuri pentru a duce pești în zona nădită. De obicei plăticile în astfel de locuri stau undeva deasupra substratului și în speranța că o să le coborâm spre substrat în zona câligului, o să dăm repetate coșulețe. O să folosim, cum am spus, nada bine umectată. Nu o să pun viermenea pentru că de multe ori apare o mare problemă că ne intre foarte multă sabiță sau oblete sau pești de genul, pentru că pescuind între ape și făcând nor atragem tot felul de alte specii, iar dacă introducem vierme, cu siguranță că va fi greu să mai scăpăm de ele. Dar în schimb o să folosim niște boabe de porumb de conservă, care ne vor ajuta atât din punct de vedere al faptului că sunt vizibile și sunt foarte ușor detectate de pești pe substrat, dar sunt și foarte apreciate de plătica mare. Ca și echipament pentru astăzi, am optat pentru o lansetă Dutch Master de 40 de grame cu o lungime de 3,50 m, mulete de 5500 care ne ajută foarte mult să recuperăm foarte repede montura, ținând cont că vom avea multe lanseuri. Am ales ca linie principală firul textil pentru că, cum bine știți, pe astfel de substrat cu piatră și cu scoică sunt și foarte mult guvizi și dacă nu detectăm trăsătura la timp, riscăm să așteptăm degeaba pentru că peștele deja a înghițit momeala, peștele mic, guvidele. Haideți să începem să facem nădirea și după aia mai revenim. Pentru început din o să pun călic, dau 2, 3, 4, 5 coșulețe și după aceea o să încerc cu vierme la călic, cu bucate de râmă, eventual cu boabă de porumb. Dar foarte important este să fac câteva lanseuri repetate, ales că ne vedem după.
Montura este una simplă. După cum vedeți, avem o agrafă culisantă, o agrafă cu orum culisantă, un opritor de cauciuc și o bucată unde am împletit firul pentru a preveni încălcirea strunei cu linia principală. În capătul împletiturii avem o buclă prin care vom atașa forfacul sau struna, cum vreți să spuneți, gen laț. Deci o montură simplă și eficientă. Iată și una din plăticile pe care le vizăm. Plătică frumoasă. Venită la o bucată de râmă. După mai multe încercări, văzând că mi-au intrat din ce în ce mai mulți pești mici, am trecut pe un coșuleț închis. Pe un coșuleț închis. Și am trecut și pe o linie de monofilament. Puțin mai devreme am prins ceva pești, dar destul de mărunți, iar peștii mai mari îi scăpam, probabil datorită faptului că linia principală de textil nu are atâta întindere și pește, nu are elongație mai deloc și peștii apucau să rejecteze momeala și nu o luau hotărât. Intră ceva pătici, cosaș, caras. Peștii s-au adunat destul de greu. Dar e bine, am încercat să bag cu aceste coșulețe. Pot să bag și vierme pe substrat. Adică să desfacă pe substrat, să nu... Să nu se desfacă între ape coșulețul și să ne aducă pești mici care vor urma dâra de vierm până jos. Poate vă întrebați de ce folosesc nadă fish meal și nu
un ad de dulce, cum s-ar preta la plătică. Ce trebuie să știm că atunci când vizăm astfel de locuri cu piatră și... Mai o prezentare. Când vizăm astfel de locuri cu piatră și scoică, este clar că peștii vin să caute o hrană proteică, adică scoica, și astfel o nadă cu valoare proteică mai mare ne ajută foarte mult. Sursa principală a peștilor de Dunăre, probabil a peștilor mai mari, sursa principală de hrană, după cum probabil mulți dintre voi știți, este scoica. Dacă identificăm zone cu scoică pe substrat, cu siguranță că vom găsi și peștii de talie mare. În astfel de zone se pot prinde atât plătică, crab, caras, de ce nu amur. Resturile vin destul de repede, dar se pare că mai sunt și ceva pești mici. Cum sunt guvizii. Și de-aia e bine să verificăm fiecare trăsătură. Râma este bucata de râmă, cel puțin eu pun cam jumătate de râmă medien. Este o umeală care ne ajută să selectăm puțin peștii, adică nu prindem pești foarte mici cu ea. Pe când cu vierme putem prinde o groază de plăticuțe cu viz și alte exemplare de talie mică. Am pescuit aproximativ o oră și ceva cu coșuri de genul cage pentru a încerca să duc peștele jos pe substrat. Se pare că am dus ceva pește jos, dar așteptăm să vedem un arateu, se poate să fie și ceva pește. Dacă văd că o să continui să am rateuri, o să fiu nevoit să schimb călibru, să pun unul mai mare. Adică nu e absolut nicio problemă, peștii sunt mari și nu fac probleme chiar dacă avem un călibru mai mare. Important e tot timpul la începutul partidei să punem călige mai mici ca să vedem dacă avem ceva trăsături, să vedem ce pește avem acolo jos, dacă la ce frecvență vin trăsăturile, ca să putem să întreținem și să întreținem vadul. De multe ori dacă începem cu un călig mare, ia uite, trăsăturile vin una după alta, ceea ce denotă că peștii sunt jos, sunt în zona coșulețului. În cazul în care o să treacă o perioadă de timp de 15-20 de minute sau 20 de minute în care nu o să am prezentare, e clar că peștii au plecat de acolo sau s-au ridicat deasupra și atunci o să încerc din nou să folosesc coșulețul
cu plasă pentru a încerca să-i se cobor pe substrat. Rateurile s-au cam înmulțit. O să încerc să las mai mult. Să vedem ce se întâmplă. Este foarte cald afară și de-aia e bine din când în când ia prezentare instant. De-aia e bine din când în când să mai umectăm nada, pentru că nu suntem atenți și ea începe să desfacă. O sabiță. Sabița aia este un pește care se hrănește mai mult între ape. Și datorită faptului că mai scapă ceva viermi în coloana de apă, sabițele își fac prezența. Am ales să pesc și la o adâncime mai mare, în jur de 6 metri, pentru că dacă aș fi pescuit mai aproape la adâncime mai mică, sabițele vor coborî și ele și o să prindem una după alta. E foarte greu să mai scăpăm de ele. Mai intre și exemplare mai micuțe. Pentru că rateurile sunt destul de multe, o să trec un clic mai mare, un clic de 12. Vedem dacă astfel se reduc numărul rateurilor. Dacă observ că trăsturile se răresc destul de mult și pierd ritmul, atunci o să trec din nou pe un călic mai mic. Asta este chiar cu riscul de a rata mai mulți pești. Chiar cu riscul de a rata mai mulți pești, dar măcar să fie prezentări. Se pare că n-am mai ratat. Căligul mare ajută. Resturile vin foarte repede, ceea ce denotă că avem destul de mulți pești jos. Iată și un cărășel.
cărășel și lui îi place nada. Se pun două râme. În speranța că o să reușim să luăm pești mai mari. Și din nou punctăm. Caligul mare ne ajută mult. Poate să fie o saliță. Da, este o saliță. Se pare că nu mai prea avem atâtea prezentări. Se poate ca peștii să se ridica din nou sus. Iar pentru asta o să punem din nou un coșuleț cage. Să încercăm să coborâm. Ia ceva boabe de porumb. Cum observați cum am pus coșulețul cage, cum pește a început să coboare din nou pe substrat, în cărășel. Se văd urme clare de abraziune pe strună, ceea ce denotă că jos avem exact cum am presupus. Scoică cu piatră. Exact aia a fost.
pare că soluția... Soluția câștigătoare tot cofilețul cage rămâne. Cum v-am spus și la început, este bine să îl folosim, să lansăm într-una pentru a face o dâră de nadă pe care peștii să urmeze. Am scurtat puțin struna, să vedem dacă reușim să scăpăm de pești mici. Într-adevăr. Struna scurtă duce imediat un pește. Un caras. Foarte important când dați la Dunăre și mai ales vizați plătica acesta să faceți lanseuri dese chiar dacă nu aveți trăsături. Nu are rost să stați să așteptați mai mult de 4-5 minute cu lanseta în apă. Puteți lansa și astfel o să reușiți să atrageți atenția peștilor din, zonă. Ia un pește mare. Pare că struna scurtă se scapă de pești mici. Încă un caras. La fel ca și plăticile, și acești cărași preferă nada de krill FedEx. Este o nadă cu o valoare proteică foarte mare. Se pare că este adorată de peștii care caută hrană bogată în proteine, cum sunt și scoicile. Tot timpul când mergeți la Dunăre, niciodată să nu lipsească porumbul de conservă. E o momială care ajută, nu face nimic rău. Ține peștii pe vad. Și este o momială adorată atât de crab, cât și de plătica mare, carasul, cosacul, batca. Sunt specii care adoră porumbul dulce. Văduvița.
plătică. Asta am reușit să o prindem la un buchet de 5 viermi. Pe lângă porumb am mai pus și niște cânepă cu usturoi de la Sonobet. Cânepa e foarte bună pentru că e grea, rămâne jos și plătica, carasul, crapul o adoră. E o momioală care rămâne jos pe substrat și ține peștele acolo preocupat. Rateu. Cânepa e bine să o puneți doar atunci când băgați în coșuleț, pentru că dacă o lăsați o perioadă mai lungă de timp în adă, nada va trage apa din cânepă și cânepa va pluti, ceea ce nu e bine, pentru că nu face altceva decât să ne care peștii după ea. Se vede o îmbunătățire prin faptul că am schimbat struna cu una mai scurtă. Se vede clar că și talia peștilor e mai mare. Dar și rata rateurilor a scăzut. Un alt căreșel. Struna nu e una foarte groasă, dacă n-am discutat de pe ea, e un fir de 0,13. Preston Reflo Power. O altă plătică care a intrat la un buchet de 5 vieri. Nada Fidaric Skrill în combinație cu porumbul dulce de conservă tot timpul mi-a dat rezultate bune la plătică sau la caras pe Dunăre. La începutul partidei nu vă recomand să băgați viermi. Să nu băgați viermi în adă decât nadă și porumb, eventual ceva cânepă. Pentru că băgând viermi încă de la început, există riscul să adunăm foarte mult pește mic în zonă
și atunci este mai greu ca peștele mare să instaleze, să se instaleze pe val. Așa, dacă începem prin a adăuga nadă și porumb, avem posibilitatea să aducem pești mari pe val și să, odată aduși acolo, să putem să-i întreținem. Vier, cum v-am spus, se poate băga treptat puțin câte puțin, dar doar după ce ați început să prindeți peștii vizați, adică plătică, cara sau ce doriți. Dacă aveți pești de talie mică, batcă, moronaș și alte cele, atunci când ați băgat viermi, vă recomand să nu mai băgați, dați numai cu nadă și cu porumb. Și așa puteți să scăpați de pești mici. O momeală mare la căligheară poate să facă diferența. 4-5 vien sau chiar 6, 2-3 râme, o bobă de porumb. Este momentul care selectează. Cu trecerea timpului se pare că toți mai mult pești au intrat pe vad și se pare că la fiecare lansare avem câte o prezentare. Prestele vin destul de repede, am reușit să selectăm peștii, adică plăticile, doar cu ajutorul a 5 VM la călig. Se pare a fi momeala cea mai bună. Pentru a evita peștii de talie mică. Și scurtarea strunei a redus puțin din rata rateurilor, deci nu am mai avut așa multe rateuri. Iar la fiecare coșuleț, după ce plăticile s-au instalat bine de tot, am băgat câțiva viermi în mijlocul coșulețului și am strâns bine în alea. La cârligă băgăm 5 viermi prinși de extremități, înțepați ușor. Ca și clig am pus un Tubertini serie 2 de 14 roșu. Na, sincer să fiu, n-am mai avut clige legate, ăștia le-am avut legate. Sunt foarte ok. Deci după cum vedeți, un gemotop de montura. Montura e foarte simplă, o agrafă cu lisantă, cum v-am arătat, da? Care se oprește într-un opritor de cauciuc cilindric. Și pe porțiunea asta avem o împletitură care rigidizează montura ca să nu se încălce în jurul coșulețului. După cum v-am spus, nada este aici, câteva boabe de porumb, luăm câțiva viermi
Și nu strângem foarte tare, dar nici prea moale, ca în drumul coșulețului spre substrat să lase o dâră de nadă pe care peștii care se poziționează deasupra să o urmărească. Pe parcursul zilei au fost foarte multe trăsături, am prins suficienți pești. Au fost perioade când aveam prezentare la 2-3 minute, poate nici atât, cădea coșulețul jos și imediat aveam trăsătură. Mai sunt și rateuri. O să alternez cu râmă. Pun două segmente de râmă. Să vedem, poate așa reduc rata rateurilor. Odată coșulețul ajuns jos, întindem bine firul. Din nou rateu. O să trească să aștept mai mult. O să trească să aștept mai mult pe trăsătură. De data asta a luat-o bine. Greșel. Ar fi fost bune niște râme mai groase, dar din păcate nu am. Alea ar fi fost bune la plătică.
pare că peștele a tras doar de singură râmă. Deși avem atât plătică cât și caras pe vat, se pare că plăticile preferă buchet de 5 vierbi albi, iar carasii preferă două bucățele de râmă. În scurt timp o să punem capăt acestei partide. Am cam terminat și nada. O altă greșeală, pot să spun ce am făcut-o astăzi, e că am tras nada la soare. Nada preparată la soare, ceea ce nu e bine. Pentru că acum spre sfârșitul partidei nada s-a agrit puțin și se pare că peștii n-au mai răspuns așa bine ca atunci când era ok. Deci dacă o să vă faceți nada și o aveți umezită, e de preferat cantitatea cea mai mare care o aveți s-o puneți undeva la umbră. Iar cât folosiți eventual puteți să o protejați cu un prosop umezit. Cam asta a fost partida pe ziua de azi, o partidă foarte productivă, zic eu. Am prins atât plătică cât și caras. Cele folosite în partida de azi au fost două conserve de porumb, o conservă de cânepă cu usturoi de la Sonobates, 2 kg, 2 pungi și 2 pungi de nada. Vârful partidei a fost undeva la mijlocul partidei, când după aproximativ o oră jumate peștii s-au adunat foarte mulți pe vad și am reușit să prind plătică la fiecare naseu. A fost o perioadă de vârf când am prins foarte mulți pești, iar acum spre final trăsturile s-au rărit din ce în ce mai mult și din cauza faptului că s-a schimbat puțin presiunea atmosferică. Probabil o să înceapă ploaia puțin mai târziu, peștii simt asta foarte bine și denunță imediat la zona nădită și pleacă. Se duc probabil pe o altă adâncime și nu mai coboară atât. Ca și concluzie, cum v-am spus, este bine în astfel de partide când vizați plătica sau chiar și carasul, nada cril e foarte bună, începeți partida cu coșuleț mic, doar nadă cu porumb, cât un coșuleț la 1-2 minute maxim, iar după ce pești încet încep să vină pe vat și prindeți una, două, trei plătici, puteți să începe să băgați și câte puțin viermi, 2-3 viermi. Și chiar dacă aveți o frecvență mare a prezentărilor, să schimbați chiar și cu un coș mai mare. Pe parcursul partidei am încercat și coșulețe opănent să cobor cât mai multă momeală jos, dar se pare că peștii au plecat destul de repede de pe vad. I-am pierdut, ca să zic așa, datorită faptului că opănentul nu prea lasă acea dâră de nadă pe care peștii să o urmeze și ajungă pe substrat în zona acriligului. Sunt cazuri când peștii stau la adâncimea aia și putem pescui cu un opănent și prindem foarte, foarte bine. Dar încercați. De fiecare dată când mergeți, abordați o apă nouă, o locație nouă, încercați.
puteți să încercați să pescuiți direct pe substrat, cu nadă strânsă să se desfacă doar jos, ca să nu apelați peștii dintre ape, că poate să fie ceva pești mici sau mai mulți. Și dacă nu aveți răspuns într-o oră, o oră jumate, încercați și varianta asta să faceți o dâră de nadă continuă. Chiar și în cursul zilei de azi, când strângeam nada mai tare, trăsturile, după 4-5 coșuleți, începeau să rădească. Băgam niște nadă care nu o strângeam la coșuleț, o strângeam foarte puțin, trăsturile iar începeau să vină. Deci, cum v-am spus, nu e o locație ca alta, nu e o zi ca alta și de aia trebuie să încercăm. Având un bagaj de cunoștințe destul de bogat, mulți dintre voi știți ce să faceți în astfel de situații, dar sunt mulți care nu știu ce să facă. Și de aia le recomand să nu se plafoneze doar la un tip de coșuleț, doar la un volum, să încerce și mai mici și mai mari, lanseuri mai dese. Cert e că unde e plătică, lanseuri foarte dese, multă nadă și eventual dacă apa e mai adâncă să folosiți coșulețe cheici, că sunt foarte bune. Ca și momeală de cârlig, s-a văzut azi, am început cu 2, 3, 4, la 5 vieri mi s-a părut cel mai bun, reușeam să prind doar plătici, la două râme intrau și carași. Asta a fost partida de astăzi și o să vedem ce am capturat și începe junesul să strige, ne îndreptăm spre casă.